oameni care duceau de obicei de pește și care ajungeau să leviteze, știi? Și pentru că levitau, se înconjurau cu lanțul ca să-i țină pe pământ. De ce să te ții cu lanțul când poți să bei o cola? Un Red Bull ăsta. Un Red Bull ăsta. Nu știu dacă îți dai, dar te împământat, te împământează, știi? Așa era reclamă. Ați înțeles? Deci, câteodată, nu înseamnă că orice lucru care este negativ este în esență negativ. Depinde cum îl folosești în drumul tău. La un moment dat, un preot de-al meu îmi spunea că pe calea spirituală trebuie să fii precum o corabie. Adică, oricum ar bate vântul, să-ți vezi de drumul tău. Dar vântul poate să bată și dintr-o parte și dintr-o alta. Poate să fie și furtună, poate să fie orice. Dar tu știi să înveți să folosești tot ce se întâmplă în jurul tău pentru propria ta evoluție și interesul tău personal. Sună egoist. Dar. Deci sună egoist să te preocupi foarte mult de interesul tău personal, de evoluția ta. Dar vreau să spun că nu poți să ajuți pe nimeni dacă tu nu ești bine. Și prima condiție să poți să-i ajuți pe alții este să fii tu bine. Adică să ai tu foarte clar în cap niște chestii, să fii tu curat, să fii tu plin de lumină și apoi poți să-i ajuți și pe alții. Deci este o condiție. Mă rog. Da. Deci, vă hotărâți dacă stați înăuntru sau afară, nu mai vreau să vă pe nimeni perindându-se pe la ușă, da? Din momentul ăsta nu mai intră nimeni. Da? Bine. Caruna. Caruna este un sistem care a fost pus la punct de un maestru de Reiki, un maestru american, pe care îl cheamă William Rand. Acest maestru, să știți că a luat mai multe simboluri care au fost descoperite inclusiv de alți mari maestri. De Sai Baba, de nu știu cum o chema Mila și nu știu mai cum. În orice caz, mai mulți maestri au descoperit niște simboluri, dar William Rand l-a luat, le-a făcut sistem și l-a înregistrat. Și acest sistem este înregistrat oficial în Statele Unite, are dreptul de pe ea lui și, mă rog, întreagă poveste din punct de vedere. Dar simbolurile nu sunt ale lui. N-ai voie să folosești termenul de Karuna Reiki. Deși Karuna este un cuvânt care derivă de la din sanscrită, mi se pare, din Kahuna, de la maestrii Kahuna, care înseamnă compasiune. În principal, se spune că Karuna Reiki este un sistem care se bazează pe iubire și compasiune. Dar, apropo de iubire și compasiune, nu confundați iubirea și compasiunea cu mila. Din milă poți să faci foarte multe tâmpenii. Din milă poți să mori. Din milă poți să faci mai mult rău decât bine. Adică, sunt cazuri în care a-ți fi milă de cineva este o greșeală. Deci dacă am 50 de kg și a căzut un apă, un om care are 150 de kg și mie mi-e milă și sar după el să-l salvez, înseamnă că sunt nebun. Dacă am 150 de kg și în apă a căzut un copil care are 30 de kg și sar după el, asta înseamnă milă și compasiune. Dar nu prostie. Adică să vă fie foarte clar cum compasiunea presupune da, are probleme, îl ajut în măsura în care pot să-l ajut. Dar nu că mă distrug pe mine sau distrug pe alții pentru că îl ajut pe ăla. Vai, nu mai pot de vina nu știu cui. Da? Și e foarte, cum să zic eu, e o dovadă de înțelepciune să știu când să intervin. Dacă intervin mai devreme, s-ar putea să-i fac rău. Dacă intervin mai târziu, s-ar putea să-i fac rău. Deci există un moment al intervenției optime. Vă e clar? Și asta înseamnă cu adevărat compasiune. Compasiune înseamnă iubirea de aproape este pe principiul bunului samaritan. Da? A intervenit, a putut, a făcut-o. L-a luat, i-a plătit hanul, mă rog, l-a ajutat să se vindece. Aia înseamnă compasiune.
Și spun că de multe ori ai o intervenție la un moment dat, cum sunt, sunt mame care își distrug copiii. Din prea multă grijă. Mie milă. Lasă-mă care 30 de ani, dita mai pândrălău. Mie milă de asta răcuță. Vine acasă, îi pune maică-sa masa, îi strânge masa, se duce și se culcă că e obosită mititica. Se trezește, se uită la telenovele, se culcă la loc. A doua zi se duce la muncă. Spală mama, calcă mama, face curat mama, tata vădește telefonul. O să aibă ea timp, are 30 de ani, o să aibă ea timp când se mărită. Și după aceea se întreabă ce se mărită. Păi de ce să se mărite când stă foarte bine acasă? Ați înțeles ce vreau să vă spun? Deci nu e cazul doamnelor care au fost măritate. Unele care n-au, nu s-au măritat până la 30 de ani, că le-a ținut mama. N-are de ce. Lăsați mila pe seama altora. Voi vedeți dacă pot să intervin, să ajut pe cineva. Pe ce se bazează cerșetorii profesioniști? Pe milă sau pe compasiune? Dacă aveți compasiune, faceți o fundație, strângeți bani, faceți o cantina săracilor și dați-le de mâncare. Dar nu pe oricine. Că nu toți săracii sunt cu adevărat săraci. Care este scopul până la urmă? Aruna. O să vezi că în funcție de simbolurile care se folosesc, că vă dați acces la diferite energii. Aici se pune problema energiilor arhanghelilor, a Maicii, se pune problema manifestării sinelui, se pune problema reacționării cu supraeul. Se pune problema mai multor. Ce pot să vă spun eu, din propria experiență, și cred că asta mă interesează pe mine să rețineți. Aruna este un sistem foarte bun împotriva magiei și foarte bun în rezolvarea problemelor de karmă. Pentru că de la Aruna deja începe să rezolvați problemele de karmă. Ce înseamnă să rezolv problemele de karmă? Înseamnă să-mi rezolv, să descoper cauzele pentru care sunt în situația care sunt. Fiecare om este într-o situație. Dacă vreți să vorbiți, plecați de acolo, de la ușă. Tu. Și tu. Da, voi două. Că se aude. Și e enervant. Dacă știți, nu înțeleg de ce ați mai venit. De ce e important? Păi, foarte simplu. Sunt relații care se bazează pe ură. Sunt relații care, și care necesită o plată karmică. Sunt programe care vin cu un scop divin. Sunt relații care sunt relații de iubire sexualizată. Iubirea sexualizată ce înseamnă? Iubirea sexualizată este iubirea între persoane care implică inclusiv partea sexuală. Și care nu are nicio legătură cu ce? Cu iubirea cristică, cu iubirea pentru tot și toate. Da? Stai afară. Hai, fugi. Nu. Dacă ai ajuns maestru și n-ai înțeles un lucru elementar, că nu e frumos să perturbi o chestie, un curs. Când vrei tu, e tragic. Și o dovadă de lipsă de respect față de mine și față de alții. Ei știu.
De asta, unul dintre motivele pentru care nu mai fac cursul e ăsta. Eu n-aș putea să fac așa. Nu mă duc. Decât să deranjez pe cineva. Nu mă interesează, nu mă duc. Dacă vă interesează, ascultați. Dacă nu, de ce să nu mai veniți? Pierdeți timpul meu și al vostru. Mai departe. Deci există relații de iubire sexualizată care trebuie să rezolvate în viața asta. Există relații de parteneriat, există relații de prietenie, există care sunt supuse unor teste. Există relații de camaraderie, există o grămadă de relații care trebuie să fie supuse unor teste. Și asta face să evoluăm din punct de vedere spiritual. Conștientizarea acestora permite să evoluăm. Cine ne ajută? Îngerii. Ghizii. Arhanghelii. Rezolvă ei? Nu. Nu se rezolvă îngerii nimic. Nu se rezolvă ghizii nimic. Nu se rezolvă Gabriel nimic. Nu se rezolvă Maica nimic. Te ajută, te susțină, te îndrumă. Dar tu trebuie să faci. Imaginează-ți că ești la școală în clasa întâi. Nu o să vină Maica Domnului, nu o să vină nici Iisus Hristos să-ți facă ție bețișoare. Vă e clar? Și atunci încercați să înțelegeți ce vi se întâmplă. Că asta este sensul vieții astea. Înțelegeți ce vi se întâmplă, să ne rezolvă. Bun. În rest, sunt multe care o să le găsiți în carte. Dar ce mă interesează pe mine sunt ceea ce am descoperit eu vis-a-vis de unele dintre simboluri. Și ca să nu pierdem timpul, o să începem cu. Gabriel. Deci zonar. Simbolul care conectează la energia Arhanghelului Gabriel. Gabriel reprezentat în bisericile ortodoxe, ținând în nume Floarea de Crin. Îngerul Darului. Prin el se dau darurile. Iubirea. Înțelepciune. Credința, bunătatea, blândețea. Frumusețea. Sunt daruri divine. Tenacitatea, curajul. Prin el se dau căsătoria, copiii, darul copiilor. Este un dar divin. Chiar dacă voi, doamnelor, nu considerați întotdeauna și când e Gabriel lângă voi, nu înseamnă neapărat că vă aduce bani. Copiii sunt un dar divin. Banii sunt un dar divin. Da? Și prin el vi se reglează aceste daruri. O casă, o mașină, hainele, toate sunt daruri divine. Și aveți nevoie în funcție de ele, în funcție de ceea ce faceți și ceea ce ați făcut altă dată. Fiecare cu meritele personale. Gabriel este un arhanghel de cer 5. În cerul 5, cerul dincolo de cer 5, există, nu mai există religii. Deci cei care susțin o religie, de obicei sunt inferiori cerului 5. Indiferent de unde sunt. Când treci peste cerul 5, îți dai seama că toate sunt de la Dumnezeu. Și îngăduite fiecăruia ca o cale de evoluție personală. Da? Gabriel este cel care vă ajută în rezolvarea vieților anterioare. Adică ce înseamnă să vă rezolvați probleme venite din alte vieți? Înseamnă să le conștientizați și să treceți dincolo de ele și să iertați. Haideți să vă explic un lucru care pentru mine, mă rog, pentru mine e simplu. Important e să înțelegeți voi. Un spirit când se întrupează, da? Avem oul făcut, format din celula mamei și celula tatălui, din spermatozoid și ovul, da? Și el formează celula ou. Asupra acestei celule ou
Deci în această celulă rău există ceea ce se cheamă șarpele Kundalini al viitoare ființe. Da? Acest șarpe Kundalini rezonează cu anumite trăsături de caracter care există în mamă sau în tată, cu anumite informații care există în mamă sau în tată. Deci automat transcrierea în genom se face și de la nivel de șarpe Kundalini, deci sinele omului, și de la nivelul genitorilor. Și avem deodată trei factori. Avem informația șarpelui Kundalini care este pozitivă și negativă, avem informațiile părinților care sunt pozitive și negative. Cele două informații, de la mamă și de la tată. Deci avem deja trei factori. După aia, la 4 luni sau 3 luni jumate sau când vine, vine Duhul de la Dumnezeu. Care ce este? Știți ce este? Ce vine la 3 luni când mișcă prima oară copilul? Știți ce vine? Sufletul. Deci până la 3 luni nu are suflet copilul respectiv. Dar ce are? Sinele. Șarpele Kundalini. Și de unde și informația și energia? De la mamă. Prin ce? Cordonul este o chestie materială. Informația și energie e o chestie energetică și spirituală. Din sufletul mamei. Deci, cu cât este avortul mai mare, cu atât mama va pierde mai mult suflet. Vă e clar principiul pierderii sufletului în cadrul avortului? Mă bucur. După ce primește și sufletul de la Dumnezeu, e păcatul și mai mare. Clar? Bun. E bine că știm. Ei, în momentul în care primește Duhul de la Dumnezeu, capătă niște informații și energii care se suprapun pe... Alea sunt programele divine. Care se suprapun pe viitorul om. Deci ai deja 4 factori. Și după aia apar factorul alimentar, factorii de mediu, geopatogeni, geodezici, toți factorii ăștia de poluare. Toți factorii ăștia contribuie la formarea viitorului om. Deci într-un om avem probleme cu care vine el din altă viață, problemele ale părinților cu care rezonează copilul respectiv, problemele de factor de mediu, probleme și programele de la Dumnezeu. Ce înseamnă vindecarea problemelor din alte vieți? Vindecarea problemelor care sunt la nivel de sine. Da? Orice relație care este exterioară este, există pentru că undeva rezonează la nivel interior. Deci, ca să schimb exteriorul, ce trebuie să fac? Să schimb interiorul, să schimb programele negative la nivel de interior. Cum se schimbă programele negative la nivel de interior? Prin conștientizare. Cine te ajută să conștientizezi? Gabriel. Deci Gabriel e cel care vă ajută să conștientizați programele voastre negative de la nivel interior, pe care schimbându-le și vă ajută să vedeți sensul în care trebuie schimbate, ca să puteți schimba exterior. Nu mai plecați de la exterior. Toată lumea e rea, numai eu sunt bun. Nimeni nu mă iubește. Nu mai moare lumea să scape de mine. Deci soluția nu este să schimb exteriorul, să acționezi asupra exteriorului. Soluția este să schimb interiorul. Deci dacă eu, să zicem, sunt un războinic și vreau pace, ce trebuie să fac? Să mă schimb în sensul păcii. Ați înțeles? Până când? Până când? Care este modelul? Foarte frumos. Vă spun eu care e modelul. La un moment dat, un timp, avea o prietenă în Rahova. Și s-a dus să o duc acasă. Și l-au prins doamne. Și a tras mamă de bătaie. A doua zi, s-a dus prietena acasă. L-au prins doamne. I-au mai tras mamă de bătaie. A treia zi, l-au prins din nou. Și au zis, ești nebun. Pleacă de aici. Nu am mai vrut să mai bat. Au zis că e deja prea mult. Da? Așa a plătit și Hristos. L-au bătut până când și-a dat seama că oricum nu o să facă nimic. Da? Deci cam asta ar fi soluția. Dar e vorba să învățați voi cum să vă schimbați în interiorul vostru, astfel încât să devină manifest în exterior.
În orice caz, ceea ce trebuie să încerc, nu trebuie nimic. Ar fi ideal să înțelegeți este că lumea exterioară este oglinda interiorului vostru. Și că judecând lumea exterioară, pot să înțeleg, de fapt, cum sunt eu în realitate. Nu lumea era. Țineți minte treaba asta. E un principiu al lumii ăsta. Lumea mi-e oglindă. Pentru unul poate să fie un aparat de tortură, pentru altul poate să fie o cutie cu bomboane de ciocolată. Lumea este aceeași. Percepția mea asupra lumii și raportul lumii cu mine este altul, dar lumea este aceeași. Da? Bun. Ce înseamnă vindecarea la nivel celular? Păi, foarte simplu. În momentul în care se transmit informațiile la nivel de genom, la nivelul genetic, se transferă la nivel celular. Când se schimbă sinele nostru, deci eu înțeleg, bă, nu e bine cum sunt și vreau să mă schimb. Și încep să mă schimb. În momentul respectiv, în timp, nu dintr-o dată azi m-a hotărât să mă schimb și ieri s-a schimbat genomul. Durează ani până se schimbă genomul după ce m-am schimbat. Ați înțeles? În momentul respectiv, în timp, schimbările mele se grefează la nivel de genom. Exemplu. Corpul uman este făcut pe principiul hologramei. Adică, ADN-ul este, cum să vă zic eu, câmpurile. Sunt holograma ADN-ului. ADN-ul este într-un fol și găsești în orice celulă, corpul este într-un anumit fel. În momentul în care eu fac autotratamentul, ce fac? Îmi modific informația și energia la nivel de câmpuri exterioare. Corect? Bun. În momentul în care îmi schimb informația și energia la nivelul câmpurilor exterioare, în timp, în cât timp credeți voi? În cât timp? 7 ani. 8. 9. Care de mai mult? Păi cât au stat mai apostolii unde Iisus? 3 ani jumătate. Atât îi trebuie. Ultimei celule din organismul unui om să se schimbe în sens pozitiv. Și mă refer la celule de la nivel de oase. Deci, cam 3 ani jumate se schimbă complet trupul unui om. Sau genomul complet. Să se modifice inclusiv structura exterioară la nivel de fizic. Da? Că te-ai schimbat la nivel interior? Da. Dar la nivel exterior îți trebuie vreo 3 ani jumate ca să te schimbi. Și atunci înseamnă că s-a schimbat inclusiv ADN-ul la nivel de genom. Bun. Ceea ce nu este nici mult, nici puțin. Să știți că este puțin dacă stai să te gândești că avem unii zeci de vieți. Ce te mai face? Ce te mai ajută, Gabriel, la rezolvarea problemelor de travă? De ce? Pentru că energia de la nivel de cer 5 este o energie blândă. Deci Gabriel nu este un arhanghel luptător. Este un arhanghel care e cu iubirică. Ei, și atunci energia de la acest nivel este o energie vindecătoare și mai ales vindecătoare la nivel de suflet, la nivel de traumă. Pe lângă fizicul în care intervine în vindecare, energetic și fizic, se pune problema vindecării sufletului, a traumelor care țin de abuzuri sexuale, abuzuri psihice. Cum? Foarte simplu. Orice abuz presupune o informație și o energie. Da? V-am zis, nu pot să elimin informația. Aia îți rămâne la nivel de mental, la nivel de memorie. Dar se poate elimina energia negativă care a stat la baza unui viol și care rămâne în structurile unui om. El poate să-și continue viața, chiar dacă din punct de vedere al memoriei, această informație rămâne la nivel de corp. Iar vindecarea completă a unui om care a fost supus unui abuz este iertarea deplină a agresorului. Care se face prin iubire. Trebuie să înțelegeți că Iisus i-a iertat pe cei care l-au chinuit. Principiul cristic. Doamne, iată-i că nu știu ce fac. Vă e clar? Și asta presupune suprema iubire.
iertarea și iubirea celui care ți-a făcut rău. Aia este cel mai greu. Și în momentul respectiv omul se vindecă. Asta vă spun că am lucrat femeie violată. Da? Nu se vindecă. Atâta timp. De ce? Pentru că ura creează o coardă. Ura creează o coardă cu agresorul. O coardă înseamnă un string, o legătură cu agresorul. Și pe acolo primește energie negativă. Și este un feedback. Tot timpul se gândește la ea. Nu poate să-și vadă de viață. De ce? Pentru că tot timpul îi revine în minte persoana respectivă. Dar, de fapt, îi revine în minte pentru că nu a iertat. Dar, păi nu. Coarda. Nu apare iertarea. Automat se repiază. Care este logica acestei chestii? Eu am făcut treaba asta. Deci, fiind într-o stare din asta mai agitată, am tăiat coarda către dacă stai un picior ierți, și mi-am... Dacă stai un picior ierți, ce legătură are iertarea cu tăiatul? O secundă. Și atunci poți să... Nu există. Tu crezi. Coarda, deci știți cum voi spuneți? Că și coarda e ca o funie de aia pe care o legi de cineva. Coarda este un câmp energetic pe care tu îl trimiți. Deci da. Tu, cum să tai un lucru pe care tu l-ai trimis? Și atunci te liniștești și poți să judeci. Doamne, tăceți. Mai bine tăceți. Că înseamnă că n-ați înțeles nimic din structura energeticului. Eu trimit o coardă. Da. Păi și cum să tai dacă eu am trimis-o? Poți să tai corzile trimise către mine, dar nu corzile pe care le trimit eu. Că eu le-am trimis. Adică am trimis o scrisoare. Știți, poți să tai că am trimis o scrisoare? Nu, asta nu. Mă bucur. Dar coarda rămâne de la o scrisoare? O scrisoare pe care am trimis-o are coardă sau nu are coardă, doamnă? Are coardă. Bun. Poți să o tai? Nu. Nu să tai. Vă e clar? Da. Bun. Mă bucur că ajungem la un consens. Deci nu poți să tai. În momentul în care ai un sentiment, ăla există în interiorul meu. Nu poți să-l tai. Pot să ne elimini ceea ce este altceva. Supărarea, ura, frustrarea sunt în mine. Pot să le elimin prin rugăciune și post. Pot să le elimin trimițând lumină. Pot să le elimin ștergându-le, eu știu, cu lumină. Dar nu pot să le fac. Că nu-s chirurg de... Nu se poate. Doar în momentul în care eu conștientizez, știți că am și eu am uri care datează de zeci de vieți. Și ne iertări. Și n-are să scap de ele. Și nu poți să le tai. Și acum mă gândesc. Cum pot să renunț la ele? Cum pot să scap de neiertările respective? Și am decis următorul lucru. Să fac bine celor care le-am greșit. Să văd. Deci am descoperit că am niște neiertări care datează de aici, de vieți. Și orice fac, își scoate capul în suprafață. E o chestie de orgoliu, de ego al meu. Cineva mi-a călcat ego. Ei, și mă gândesc cum eu, ale mele, cum să scap de ele. Și am luat concluzia că cel mai deștept ar fi să încep să le fac bine. Nu că nu le-am făcut bine, le-am făcut bine până acum. Dar n-am făcut-o cu totul așa. Și sper, ca făcându-le bine, să învăț să iert. Pentru că una este, eu conștientizez faptul că Dumnezeu ce a fost acum 200-300 de ani nu mai are nicio importanță. Dar știți problema? Spiritul nu are timp. Și pentru mine, la nivel de sine, e acum. Aia e problema. Acum m-a înșelat. Nu e vorba de... Acum m-a trădat. Acum m-a înjosit. Acum m-a umilit. Înțelegeți? Și eu trebuie să iert acum. Chiar dacă din punct de vedere temporal asta s-a întâmplat cu 300 de vieți, la nivel de sine eu percep ca fiind acum. Și urăsc tot acum. Asta este problema. Dar e în mine. Nu pot să o tai. Poți să tai ura? Da. Poți să tai iubirea? Eu nu am pot. Făcut este. Asta. Eu am făcut, am experimentat acest lucru. Și m-am liniștit. În momentul ăla m-am liniștit.
am simțit cum îmi adun toate câmpurile. Doamne ajută! Și am... Deci, eu din experiență vorbesc, nu din altceva. Mă rog. Da. Bun, mai departe. Orice rugăciune faceți către Arhanghelul Gabriel, în orice limbă, în francez, în german, în ce vreți voi, în rusă, puteți să vă rugați, nu știu, în ce vreți voi. Orice acatist, acatistul Sfinților Arhanghel, da? Mihail și Gabriel. Rugăciunea, ziua de post, de luni, cele 7 lumânări, linia aprinse, mătănile, potențează energia pe care puteți să o primiți de la intermediul Arhanghelului Gabriel. Da? El este cel prin care vă vine totul, vă vin toate darurile. Și e foarte important să aveți această relație cu El. De ce? El este cel care ne face mai liniștit și mai docil. La început eu rezonam mai mult cu Mihai. Dar acum am învățat să accesez foarte mult și pe Gabriel. Pacea interioară. Da? Ok. El vă ajută să conștientizați lecția pe care o aveți de primit din respectiva problemă. Pentru că nu se încheie un lucru. Tăierea legăturilor karmice care o face, se face prin intermediul lui Gabriel, Mihail, se face în momentul în care eu mi-am plătit și am conștientizat problemele pe care le aveam deja. Și me le-am ispășit. Altfel nu. Nu. Încerc să vă explic că nu poți să treci la un nivel mai sus cu lecții neluate. Cu lucruri neplătite. Și de asta este bine să vi le rezolvați. Acum, aici. Nu lăsați pe mai târziu. Că las că o să văd eu, că o să fie. Că... Pentru că de repetat trebuie să le repetați. Și nu este asta soluția. Bun. Orice faceți în ortodoxie, rugăciune, v-am zis post, liturghii, mers la biserici, masuri, dezlegări, spovedanii, împărtășanie, potențează legătura cu Gabriel. Preoții care sunt buni o să recunoască existența pe lângă voi a lui Gabriel. Ceilalți, problema lor. Apropo de karmă, o să vi se întâmplă niște chestii foarte drăguțe. La un moment dat, încă să amintesc de pantofii, eu știu care este lucrul meu. Am înțeles că orice lucru are un stăpân. Și încă dinainte de a fi construit un lucru, are un stăpân. Mai știu asta foarte bine, de exemplu, făurarii de săbi. Ei când fac o sabie, știu a cui este sabia respectivă, pentru că de-aia nu degeaba se spunea în sabie e sufletul, sabia e sufletul samuraiului. Da? Sufletul samuraiului era o energie care se transpunea în sabia pe care o lucra maestrul făurar și a luat forma și avea toate caracteristicile. Cu cât era mai bun ca luptător respectivul samurai, cu atât sabia respectivă era mai bună calitativ. Și știu că există acel lucru al meu. Și de obicei mă duc, mi-l iau, știu unde e, am plecat, nu îmi place să umblu prin magazine. Și într-o zi, mă ajuns la pe vremea aia n-aveam mașină, am ajuns la un magazin, mi-am găsit pantofii, am luat, că au strângeau, nu-i nicio problemă, i-am luat. E. Și am mers cu ei vreun an. Un an și ceva. Și într-o zi mă întâlnesc cu sormea și sormea zice, mă zice, dar tu cam șchiopăți. Da, șchiopătam. Zic, da. Dar de ce? Păi zic, pentru că am niște pantofi cu număr mai mic. Și ea mă întreabă, și de ce îi porți și nu se iau alții?
Și atunci am stat să mă gândesc, mă, chiar, de ce îi port și nu-mi iau alții? Și m-am uitat așa mai în trecut și am descoperit că într-o altă viață am fost, mă rog, nu știu, un comandant de pluton, nu știu ce eram eu acolo. Și mi-a venit un lot de bocanci și erau cu un număr mai mic și am zis, las că merge. Și am mărșuluit băieții un an de zile cu bocanci cu numere mai mici. Vă dați seama cât au putut ea să mă înjure. Cert este că nu îți dai seama și nu realizezi sfârșitul unei karme decât în momentul în care ești aproape de ispășirea ei. Deci am mers un an de zile și după aia am. Mi-am dat seama că merg cu niște pantofi care mi erau mai sămi. Mi se părea că ceva neregulă, da? Și așa o să vă ziți toți. Cu diferite lucruri. Care mai ciudat? Mi se pare ciudat, da? Dar o să vedeți că sunt oameni care nu realizează niște lucruri elementare. Și o să vă întrebați, cum de stă mă aia acolo și o bată dimineața la prânz și seara și nu pleacă? Nu pleacă pentru că nu poate. Nu poate, nu pleacă pentru că sunt legați karmic și o să stea să mănânce bătaie până când o să-și spășească. Și abia după aia o să apară, eu știu, femeia, asociația femeilor sau nebătute sau bătute să o salveze. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Până atunci o să stai acolo. Există plăscarnice legate de căsătorie, există plăscarnice legate de sex. Aș vrea să-i spun nu și nu pot. Nu mai trebuie să te violeze nimeni. Te duci singurică, singurel. Și stai și zici, mă, parcă nu vreau, dar nu știu de ce. Nu pot să zic nu. Până când? Până când ți se dezleagă și ai voie să zic nu. Râdeți, râdeți, da. Știți cum e cu ceaua, e moartă în coteț. Și tot așa. Și sunt multe de astea. Am un șef și nu pot să mă rup de o familie, o femeie, o situație, o muncă, o meserie, un serviciu, un om. Până când? Până când îmi ispășesc. Până când îmi plătesc ceea ce am de plătit. Simplu? O să înțelegeți cum ești cu Carla. Să facem un curs separat. Și așa cu Domnul, cu Arhanghelul Gabriel. Fiți atenți la el, da? Dacă se apropie prea mult de voi, Doamnelor, vedeți că-i cu ochii. Și cu cât este mai aproape de voi, cu atât este copilul mai frumos. Și dacă se suprapune voi, e perfect. Până și culorile pe care le are îngerul, care, copilul care vine la întrupare, pot fi vizualizate atunci, că pot fi roz sau albastru. Mai departe, halul. Simbolul care conectează la energia Arhanghelului Rafael. Rafael este mai marele vindecătorilor. Este cel prin care a apărut Reichiu. Este Arhanghel de cer 7. Înseamnă că vine destul de sus. Rafael. Găsiți un acatis al Arhanghelului Rafael și Angelul Păzitor. Rafael o să vă învețe foarte mult despre voi și despre relațiile karmice. Ori de câte ori nu știți să faceți ceva în terapie, chemați-l pe Rafael. El sigur știe. E meseria lui. Și e ideal să vă bazați pe el și nu pe voi. Că între timp ai învățat și voi câte ceva, e perfect și foarte bine. Dar e bine să nu vă bazați pe voi. Ce înseamnă vindecarea modelelor mentale subconștient? Ce înseamnă un model mental? Viața, părinții, societatea, biserica ne creează modele mentale. Nu mă culc cu tine până la căsătorie. E un model mental? Bun. 2. Exemplu. Da? Merge un copil cu bunica și cu mama prin parc. Da? Copilul se împiedică. Mama, bunica.
i-au creat un model mental. Ori de câte ori caz, se găsește un fraier care stă în braț. Da? Merge copilul. Deci astea sunt cazurile 100 de mine, da? Merge un copil, un băiețel, cu bicicleta, cade pe burtă, pac, era cu tasul. Ăsta, hai, ridică-te, că n-ai pățit nimic, ești bărbat, se ridică, ăla merge mai departe. I-a creat un alt model mental. Ori de câte ori caz, te ridici și mergi mai departe. Astea sunt modele mentale inconștiente. Model mental. O fetiță. Da? Venea tasul. Bet. Da? Și se încuia cu bunica sa în cameră, când îi lua pe toți la bătaie. Și ea se ascundea sub pat. Da? Ce model mental i-a creat? Ori de câte ori vine o problemă, se face mică. Și nu se manifestă niciun fel. Tace. Deci dacă țipă cineva mai tare, wow, gata. I-a tăiat. Mau, nu o să țipă niciodată mai tare până nu realizează treaba asta decât cel care țipă. Că nu poate. Un alt model mental. Ăsta era modelul meu mental. Mergeam, când am fost mic, am mers la Someș. Nu știam să not pe vremea aia, Somea nota. Și Somea a început, a trecut dincolo de Someș. M-am dus și după aia și am căzut într-o gaură de excavație. Și că se scotea nisip din albia râului. Și cum mă duceam eu așa frumos și vedeam cum se întunecă lumina, am stat așa o mână cu mine, mai adepărt și mă pune pe mal. Mi-a creat un alt model mental. Ori de câte ori e o belea, hop și eu, oricum e o mână care mă spart. Dar e foarte greu, pentru că m-am băgat, nu vreți să știți în ce, până să conștientizez treaba. Deci, Părintele Pantelimon, de exemplu, îmi spunea, unde e rău, hop și Dragoș al meu. Râdea deja. Așa, aveam talentul să mă duc unde e ăla mai mare. Da? Sunt modele mentale inconștiente. Fiecare avem modele de genul ăsta. Puteți să le descoperiți la părinți. Modele mentale. Scheme de gândire. Scheme de comportament. Tabieturi. Deci dimineața se duce la cafetieră. Pune aia, trage pale pe din. Sunt deja automatismul. Care sunt scheme de gândire. De asta v-am pit... Drăguța a fost o maestră de-a mea. Țineam la un dat în curs și maestra asta mea din fundul sării. Știi? Soțul meu se culca cu mine după o schemă. Eu uimit că nu mă gândeam că poate să existe așa ceva. Ce schemă, mă? Păi zice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la capăt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și... Și zic, l-am părăsit. I-am zis, băi, Maco, bă, era mișto să-l trezești, să fie, să vezi cum e. Poate că era un om minunat, dar... Apropo de schema de gândire, există schema de gândire în orice. Există schema de gândire în sport, există schema de gândire în șah. Sunt scheme de gândire. De multe ori, când înveți ceva, totul se bazează pe o schema de gândire. Dar pe care trebuie să o transcenzi la un moment dat. Da? Există un nivel la care înveți un lucru și Reiki. Zona, halu, har, trama sau karuna sau știu, sunt niște scheme de gândire. Se face așa. Dar există un nivel, dincolo, după care, după ce înveți treaba asta, la care renunți la schemele de gândire și începi să jonglezi pe ceea ce știi deja. Vă e clar? Dar, de obicei, învățământul se bazează pe niște scheme de gândire. Niște scheme logice. N-ai departe. Deci, o să descoperiți modele mentale subconștiente și o să trebuiască să vi le rezolvați și să scăpați de ele. Vindecarea umbrei egoului. Ce este umbra? Fiecare om are lumină și o umbră. Fiecare om este la limita dintre lumină și întuneric. Fiecare om are bine și rău. Ce înseamnă vindecarea umbrei? Este eliminarea energiilor negative, a frustrărilor, a schemelor negative, a păcatelor, a frustrărilor, a angoaselor, fricilor din de la nivelul subconștientului, deci din umbra noastră. Cine este lumina? Cine este umbra la nivelul unui om? Subconștientul ce-ar fi? Subconștientul ce-ar fi?
umbră. Deci în subconștient este, de fapt, umbra noastră. Subconștientul este umbra noastră. Și acolo ce găsim? Sinele. Dar, cum zicea Freud, la nivel de subconștient găsim acea parte nerefulată care este sinele. Ce înseamnă nerefulată? Înseamnă că era întotdeauna acolo. Nu credea exista gândirea. Mă rog, asta e pentru specialiști. Deci rezolvarea problemei umbrei înseamnă, de fapt, rezolvarea problemelor noastre. Da? Dar conștientizarea lor, pentru că sunt oameni care, la nivel de subconștient, deci ei trăiesc prin lumina lor, dar acum au lumina, sunt toți așa, o lumină și o foaie, o minune, știi? Dar nu le, deci dacă cine se uită cu atenție, vede dincolo, știi? Că în afară e vopsit gardul. Și înăuntru leopardul. Aveam odată o pacientă. O frumușică. Și se uită la mine și zice, bă, zice, tu aici la spital, ești numai lumină. Bă, dar ți-am văzut partea aia la alții. M-am speriat un pic. Deci există umbra din noi. Ați înțeles? Care trebuie lăsată să se manifeste. De ce? E bine să lasă să manifeste umbra? Sau se manifestă oricum? Când? Pe zi? Ai la moară, mama. Deci, umbra se manifestă, dacă nu o lași să se manifeste, ea se manifestă prin scăpări. Scăpările, nu știu cum îi spunea Freud, scăpările alea. Știi când vorbești despre sex, când aș vrea să vorbiți eu, actele ratate, da? Deci prin actele ratate. Actele ratate sunt o formă de manifestare a unor probleme la nivel de subconștient. Deci devin manifeste. De ce? Tu nu le dai voie că tu ești sobru, tu nu poți să-ți permiți. Și de fapt, aveam o doctoriță la spital. Când eram eu în stagia, era o tipă care făcea primariatul, sau nu știu, nu primariatul, făcea specializarea pe psihiatrie. Și aveam niște discuții în contradictorii îngrozitoare. Și la un moment dat eu am plecat din spital, că am zis că așa, și ea a rămas. Și într-o zi mă întâlnesc pe ea pe stradă. În mini, cu sânii pe afară, și zic, și îmi zice, știi, m-am apucat să fac psihanaliză. Foarte tare. Bun, dacă faci psihanaliză, spune și mie de ce te îmbraci așa. Păi zice, îmi caut. Bravo! Mi-a plăcut. A înțeles? Mi-a fost total. Dacă știți ce discuții în contradictorie am avut pe tema subconștientă, și după aia când am întrebat-o și mi-a zis că de fapt își caută, am zis, clar, am învățat ceva. Deci, în general, în exterior, devin manifeste lucrurile de la nivel de subconștient. Atunci să-mi spuneți voi de ce m-am îmbrăcat eu în roșu. Ei, nu, o să vedem, o să vorbim. Nu întâmplător m-am îmbrăcat în roșu. O să vedeți că totul are importanță. Culoarea pe care o îmbrăcați, modul cum vă îmbrăcați, modul cum vă aranjați, bijurile pe care le purtați. Și pentru cineva care are un spirit de observație foarte bun și care știe foarte bine ce înseamnă manifestarea în exterior a spiritului uman, poate să vă spună foarte multe din simplu fapt cum sunteți îmbrăcați. Dacă mă îmbrăcam în alb, emiteam doar pe chakrele superioare. Așa emit pe toate. De ce emit pe toate? Așa vreau. Da? Asta e o logică. Vindecarea abuzurilor sexuale și cele fizice. Este exact ca la Gabriel. Deci, din zona ies la suprafață problemele din cazul abuzului energiile, se curăță, intervine iubirea, iertarea. Te ajută să iubești și să ierți. Să conștientizezi de ce s-a întâmplat. Da? Atacurile la nivel psihic și psihologic. Mă rog, atacul la nivel psihic. Orice atac
se adresează unei structuri, clar? Da? Eu sunt format din mai multe structuri, am mai multe niveluri. Da? Sunt eu, dar structurat pe mai multe niveluri. Ei, atacurile se adresează unora dintre aceste niveluri. Și atunci, e clar că, vreau să vă spun că nu poți să te protejezi singur cât ai vrea. Deci e foarte greu. Dacă nu te apără Dumnezeu, ești papa. Și atunci, știți cum am ajuns la concluzia asta? Făceam anestezie, știi? Și mi-am luat. Ți-i o tăietură de câmp. Da, bun, o coși. Dacă sunt 5 pe tine și ești ca un mașina de tocat, ca băgat la mașina de tocat, nu mai ai tot timp stai să cosi, că nu mai știi care sunt. Deci câmpurile tale, sunt câmpurile tale franjuri. Și atunci faci zona. Și vin niște entități care sunt specializate și care ne fac structurile. Când îți refac structurile, că aici este o problemă, când ai voie și meriți. Deci acum să nu credeți că fac o prostie, fac zona halu, fac o prostie, fac zona halu și mă vindec. Nu. Îți capeți vindecarea în momentul în care ți se îngăduie. Vă e clar? Bun. Și atunci se face zona și halul deasupra coroanei și vine o energie care te îmbracă. Ca într-o mantie, ca într-o... Și se face structurile. Apropo de zona și halul, îmi place să povestesc că la un moment dat, mama nu făcea inițieri. A zis, lăsați-mă. Deci ai mei niciunul n-a vrut să facă. A zis, lasă-ne pe noi cu toate ele tale. Prima oară. Bun. Și la un moment dat m-am dus acasă și am găsit pisica mamei mele, care era călcase în ceva, că mie mi se puneau farmece pe la ușă și tot felul de chestii de-astea, că supăram pe multă lume. Și m-am dus acasă și am găsit pisica, nu s-a spălat de nu știu cât timp. Și eram mai ciucur așa, parcă era în desene animate, știți, când m-a băgat-o pe Tom la mașina de spălat și stort, știți? Și avea numai ciucuri, așa. Și am întrebat pe mama, ce-i cu pisica asta? Și bă, zice, nu știu ce are, dar zice, de câteva zile nu se spală, stă așa, apatică. Mă rog, m-am uitat la ea și îmi călcase într-adevăr niște făcături din alea urâte. Și n-aveam timp să mă ocup, să o curăț, să o aranjez la ala. Și fac pe ea zona cală. Și plec. Și cu coada ochiului văd așa cum se deschid dimensiunea și să vorbim un pic despre deschiderea dimensiunii. Cum apar doi arhanghel și unul zice: a, mi-a chemat pentru o pisică. Și plecă. Eu m-am enervat. Și m-am întors. Și fac zona. Ha. Se deschide dimensiunea și apare aia, știi? Și mă uitam așa galeș la ei și le zic: acum, curățați pisica. Păi știi că noi suntem specializați pe oameni? Curățați pisica. Zic, nu că e pisică. Și puțin mă interesează că e pisică. Dar zic, maică-mea nu știe și nu crede nimic. Dacă voi o curățați, o să vadă că are efect și poate să creadă și maică-mea treaba asta. Și am plecat. Băi, cum necum? Deci am uitat că eu nu țin minte evenimente. A doua zi, mă duce cu nu știu ce treaba am avut eu pe la spital, ajung până la maică-mea. Și nu știu ce vine să mă urc sus. Dar nu uitasem de faza cu arhanghelii. Când mă duc, pisica mea și avea așa un picior din spate întins și se plângea și se uita și mi-e una fericită. Era, știți cum era, ziceai că e scoasă din cutie, așa, strălucea. Așa cu arhanghelii. Câteodată doar trebuie să respiri foarte clar ce au de făcut. De ce? Pentru că sunt soldați. Sunt soldați și au nevoie de mai multe date ca să rezolvă o problemă. Dar dacă o faci, să înseamnă că nu vor sau nu... Câteodată trebuie să insiști un pic. Apropo de Gabriel și de Rafael. Oricum, Rafael, Mihail sau Gabriel este un termen generic. Nu înseamnă că e Gabriel ăla. Sunt îngeri de la nivelul cerului 5. Sunt îngeri de la nivelul cerului 7. V-am zis, Rafael este un înger de la nivel de cer 7. Și anume? Da? Rugăciunea, postul, mătănile, liturghiile, deci tot ce ține de ortodoxie. Puteți să citiți Coranul. Nu mă interesează. E sfântă. Evangheliile puteți să le citiți. Potențează
această energie pe care o primiți de la nivelul Arhanghelului Rafael. Da? Tot ce faceți pozitiv. De fapt, să știți că e o modalitate să-ți dai seama, la un moment dat când începi să devii sensibil, dacă o carte este bună sau nu. Pentru că o să vedeți că Evangheliile Apocrife sunt Evanghelii care deschid cerurile și apare lumină. Și te vei Evanghelii care nu cer, nu deschid cerurile. Am avut niște Evanghelii, se stângea inima în mine. După asta este un sistem. Sunt Evanghelii care, în momentul în care le citești, Evanghelia Apocrife, apare un arhanghel sau un înger de la mare. Tu. Vin. Că e ca o invocare. Și vin. De asta sunt utile cititul Evanghelia. Că conectează la momentul respectiv și vin îngeri. Rafael este, v-am zis, patronul vindecătorilor, terapeuților, masseur, bioenergoterapeut, medic, ce vrei tu. Ești sub Rafael. Ha! Simbolul care conectează la energia Maicii. Este un simbol de cer 10, da? Repet, Maica Domnului face parte din treime sau nu? Da sau nu? Da. Nu, da, da. Da? Deci, Dumnezeu, Dumnezeu, asta sunt povești de ortodoxe. Deci, Dumnezeu e a toate cuprinzător. Fiind a toate cuprinzător, cuprinde toate principiile. Și atunci cuprinde principiul masculin, principiul feminin și principiul neutru. Nu vorbeam de Maria, fata lui Ana și a lui Iacob. Eu vorbeam de Maica. Domnule, face parte din treime sau nu? Mă bucur. Dar și Maica Maria, ca reprezentantă a Maicii Domnului în plan fizic, face parte din treime. Da? Pentru asta am supărat un preot care m-a blestemat. Și pe mine și pe Riza. Da, un idiot. Deci, ca să înțelegeți, Dumnezeu cuprinde și femininul, și masculinul, și neutru. Deci au format are toate principiile. Deci Dumnezeu, mamă și tată. Nu există numai tată, numai Iahve. O fi Iahve, dar e și Gea. Da? Deci treimea cuprinde toate. E Maica, Tatăl și Fiul. Să știți că în ebraică Duhul Sfânt e principiul feminin. La noi e neutru. Da? Întrebați orice preot care are cât de cât cunoștință de teologie. Deci Duhul Sfânt este principiul feminin. Nu este neutru. Și atunci am Tatăl, Maica și Fiul. Pentru că orice este în plan fizic, este de fapt o reprezentare a cerului. Și atunci familia, tatăl, fiul și maica, este familia de noastră, da? Tatăl, mama și fiul. Este o reprezentare a cerului. Incompletă. Mă rog. Alterată. Cum vreți voi. Dar este o reprezentare a Trinității. Maica. Bună. Blândă. Blândă, blândă, da, dar să știți că dacă aș ști prindere Maicii Domnului, aruncă cu ciocanul după bugătaș și îl lovește în frunte. Da? Deci vrea să Dumnezeu descurarea Maicii. Da? Maica Domnului este în schimb calea către Dumnezeu. De aceea orice rugăciune pe care o faceți către Dumnezeu, să nu înceapă fără să treceți mai întâi pe la Maica. Pentru că se spune că orice rugăciune pe care o faceți, mai întâi trece pe la Maica, e curățată și ajunge la Dumnezeu Tatăl. Și că calea către inima bărbatului e femeie, așa și Maica este calea către Dumnezeu. De fapt, rațiunea și simțirea presupun să fie una. Noi le despărțim. Le despărțim. Da. De-aia, începutul la rugăciunea începătoare în ortodoxie,
o să găsiți tot timpul o rugăciune către Maica Domnului la început. Și la sfârșit, tot o rugăciune către Maica Domnului. E un cerc care se închide. Orice cereți, da? Să treacă pe la Maica. Maică, uite fiul tău. Și l-a arătat pe Ioan. Fiul, uite pe Maica ta. Și ne-a făcut pe toți fii ai lui Dumnezeu. Nu ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu. Ne-a făcut să înțelegem că suntem fii ai lui Dumnezeu. Eram și înainte. Dumnezei sunteți și fii ai lui celui prea înalt, dar ca oameni muniți și ca oameni între căpetenii cădeți. E scris în psalmi înainte de apariția lui Iisus. El a făcut să întregească aceste chestii și să o confirme. Că suntem fii de Dumnezeu. Acestea și mai mari decât acestea veți face. Cine crede în mine. Bă, n-a zis. Știți, eu sunt fiul, șeful. Vedeți-vă voi de treabă, că n-aveți cum să faceți voi mai mult decât mine. Vedeți-vă de treaba voastră acolo, de oameni mici, de pe planeta Pământ. A zis, acestea și mai mari decât acestea pentru numele Dumnezeu. Eu întotdeauna am plecat la premiza că Iisus Hristos are dreptate. Deci El nu poate să mintă, corect? Bun, dacă are dreptate și spune că acestea și mai mari decât acestea veți face, dacă îmi cred mie, ori pot, ori minte. Ți-e clar? Deci nu există. Eu asta spun ortodoxiei. Băi, e în cărțile voastre? Da. Înseamnă că pot. Ori pot, ori minte. Dacă minte înseamnă că nu există nimic, dacă spune adevărul, înseamnă că pot. Punct. Cu condiția să cred în El. De ce? Crezând în El, ce fac? Calea, adevărul, viața. Aflu calea. Aflând calea, ce aflu? Adevărul. Aflând adevărul, ce ajung? La viața veșnică. La ce înseamnă viața veșnică? La nu credeți că o să trăim 1000 de ani în trupuri. Înseamnă că am acces la ce? La lumea spirituală care este veșnică. Înseamnă că ce? Când spune cine crede în mie acestea și mai mari decât acestea, va face ce zice? Eu sunt o etapă! Zice că sunt o etapă sau nu zic eu? Hai, psihanaliștii lor. Dacă acestea și mai mari decât acestea, înseamnă că undeva este mai sus de El. N-am zis-o eu. El a zis-o. Și eu cred în ce spune El. Și atunci există o etapă superioară? Este. Care? Nu știu. Că altfel levitam pe aici. Când o să levitez, înseamnă că am descoperit-o. Deocamdată, nu. Las umbră pe scaun. Și atunci, hartă se folosește în mai multe feluri. Deci, de vorba de energia magică. La vindecarea relațiilor. Ce înseamnă vindecarea relației? Orice relație are un o persoană, încă o persoană și subconștientul de grup format de egregorul, format de, de grupul celor doi. Care cum se manifestă? Știți cum se manifestă egregorul celor doi? În opoziție cu fiecare. Deci, eu vin într-o relație cu o doamnă cu ce am eu în spate, nu? Ea vine cu ce are ea în spate. Asta se unește. Știți, e pe principiul ăla cu al meu sau nicu al tău și-l bat pe noștri. Deci, vine din spate, se unește și formează egregorul de grup, de subgrup, da? De familie, de relație, de ce vreți voi. Care cum este? Negativ, evident. Pentru că e suma frustrărilor, fricilor, angoaselor, mâniilor. Bun. Și atunci ceva acesta crește ca putere. Și cum se va manifesta? Va bubui pe ăla unde îl doare pe el și pe ăla unde îl doare pe el. Vă e clar? Și ce face? Ne face să ne descoperim ce? Bubele. Deci la ce sunt bune relațiile dintre bărbați și femeie? Terapeutice. Vorbesc serios. Relația de familie este o relație de terapie psihică. Buf! Îmi pare rău, dar asta e realitatea. Eu vorbesc în legile Karmei, eu nu vorbesc de relația dintre un bărbat și o femeie, legea iubirii, că nu o cunosc.
N-am cunoscut-o. Încă. În viața asta, poate în 5000 de ani, face nu vorbesc toată ziua. Deci toate relațiile mele au fost și sunt karmice. Asta e. Suntem legile karmice. Dar ca idee, relația de familie este făcută, v-am zis, pe principiu centrifugii. Ne cizelăm porțurile. Ne dăm în dinți unul la alții până când ni scoatem colți, dinți și alte chestii. Vorbesc foarte serios. Vă place, nu vă place? Asta e realitatea. Asta, mă rog. Eu nu vă zic să mă credeți. N-am problem de idei. Eu vă zic să verificați. Ceea ce vă spun eu, luați așa cu vorba lui Steiner. Dacă ceva din ce vă spun eu nu se potrivește cu practica, nu mă luați în seamă. Dacă se potrivește cu practica, vă o să ziceți, bă, Ardișanul ăla a avut dreptate. O să vă deschid contul. De câte ori o să ziceți, o să vă dau un cont. Știi? De câte ori o să ziceți treaba asta, mai veniți acum. Deci ajută la vindecarea relațiilor. Ce înseamnă vindecarea relațiilor? Conștientizarea problemelor pe care le avem. Familia merge pe principiul oglinzii. Ce urăsc în celălalt? Ce am eu mai rău în mine? Și ce se întâmplă în momentul? Într-o familie se produce chiar o transmutare de sine. De multe ori prin celălalt se manifestă sinele celuilalt. Și atunci tu te vezi pe tine în celălalt. Îngrozitor. Deci, nu întotdeauna femeia bătută este cea care este nevinovată. Ați înțeles? De multe ori, ea, la nivel de sine, e cea care bate. Nasol. Și atunci, cum judec treaba asta? Greu. Și de asta vă sfătuiesc să nu folosiți cunoașterea să interveniți în probleme pe care nu le înțelegeți. Da? Pentru că intervii și ți-o iei. Cum mi-l? Măsor. Verific. Bă, cine-i de vină? Știți că la un moment dat mi-a venit la mine un el și ea și a tot pierdea sarcini. Și adevărul că el o ura, nu tot să zici, mamă, și dădea câte o mamă de bătaie, ea pierdea sarcina. Îi mai dădea un băt. Dar nu la nivel fizic. La nivel astral, la nivel fizic, se iubeau. De ce pierde sarcini? Și pe partea el altă. Bă, dacă nu-i dădea, deci cât putea. 2 săptămâni, o lună, atât duceau sarcină. Pierdea copilul. Vorbesc foarte serios. Și i-am zis lui, vezi că nu spun ei ca să nu sparg calimera, să zic o problemă. Și i-am zis, vezi că tu ești buba. Îi dai ca la coasă. Iar tu. Mai dai una, două și el. Nu știu ce-i făcuse. Da, vă spun. Și la nivel interior avea o umbră din aia mare și supărată. Mă și dădea, deci vă zic. După aia, sunt oameni. Am pe cineva. Deci noaptea, se trezește că o strânge cineva de gât. Dar ea pe ea se strânge de gât. Nu știu dacă înțelegeți. Este, deci la nivel interior, la nivel de sine, este de o furie îngrozitoare. A avut un soț, a bătut-o de-a nebunit-o. Și acum, că a rămas fără, se sinucide singură. Somn, se trezește că se sufocă. Dar ia pe ea! M-am gândit să-i fac un bine, îi dau asta prin cap, îi dau. Până la urmă, cred că mă păgubește de vreo două. Că nu înțelege altfel. Bine, nici nu am stat să explic. Stau acum, deocamdată, să mă gândesc. Îi zic, nu-i zic, bă, vezi că tu pe tine te arzi. Vorbesc foarte, sunt foarte oameni care nu suportă viața în sine. Și atunci se autodistrug pe ei. Sunt oameni care au programe, își induc programe de boală. Cancere. Boile autoimune sunt ale oamenilor care nu iubesc viața, nu se iubesc pe sine, nu-și iubesc sexul, nu-și iubesc... O grămadă. Apropo de iubirea de sine. Infecțiile recurente la femei sunt datorate faptului că nu-și acceptă sexul. Bun. Deci, din... am făcut un calcul, nu știu câte mii de pacienți am avut, dintre care 99% sunt femei. Toate infecțiile recurente le-am găsit la femei care se urăsc pe elementele ca femei și își urăsc organe. Vă e clar? Ca să înțelegeți cum funcționează acest principiu. Revenim. Apropo de
oglindă. În familie întâlnesc oglinda mea. Când nu mai îmi place oglinda mea, ce se întâmplă? Când nu mai rezonez cu ea. Te desparți. Găsești o altă oglindă. Și alta, și alta, și alta. Dar nu e obligatoriu. Aici am comis o eroare. Fiecare își schimbă oglinda. Am comis o eroare. Vreau să spun ceva. Am descoperit o chestie. Că printr-un om se pot manifesta sinele mai multor persoane. În timp. Și atunci nu este obligatoriu să... Dar noi nu ne dăm de seama de asta. De exemplu, dacă eu am o karmă nasoală vis-a-vis de femei, da? Printr-o femeie pot să se manifeste toate femeile pe care le-am chinuit în viețile mele. Ceea ce este nebunitor pentru ea, dacă... Nu știu dacă înțelegi ceva să spun. Se poate manifesta. Și atunci... Ce înseamnă? Că trebuie să-mi rezolv problemele cu fiecare parte. Pe măsură apare alta. Dar noi nu avem capacitatea de a vedea persoane care se manifestă prin. Că nu vezi. Da? Ție se pare că e aceeași femeie, dar nu e aceeași femeie. De fapt, e sinele altei femei care se manifestă prin aceea. Asta e mai ciudat, nu? Să știi că nu ești tot timpul cu aceeași femeie și nici tot timpul cu același bărbat. Nu e plictisitor, dar interesant. Nu? Și vezi că într-o zi e mai bine, într-o zi e mai puțin bine. În funcție de persoana pe care o întâlnești. Vorbesc foarte serios. Ia, v-am zis încă o dată, repet, nu mă credeți. Verificați și o să vedeți. Cultivarea obiceiurilor bune. Automat, hartul se face pe sufletel. Făcându-se pe sufletel și vindecarea sufletelului și scoaterea energiilor negative la nivel de suflet și programele de la nivel de suflet, permite ce? Manifestarea, schimbarea obiceiurilor. Unde este închis ticul de a-ți aprinde o țigară, indiferent că ai nevoie sau nu? La nivel de suflet. După aia apare, dacă îți place să fumezi. Dacă după aia, într-adevăr, se înscrie în timp, la nivel de sine, ca act reflex. Corect. Da? Dar el, ca program, apare prima oară la nivel de suflet. De suflet. Curățarea sufletului te scapă de treaba asta. Dar dacă tu, la nivel de sine, preferi să fumezi, poți să curezi sufletul de 1000 de ori. După ce te-ai curățat, te duci și te aprinzi o țigară. Gen maestrii mei. Și cum am făcut-o și eu. Până acum mie mi-a interzis, pare și cine că... Și că nu. Da? Deci asta ca să vă fie foarte clar. Aici sunt înscrise programele negative. Hart, curățarea sufletului, scot programe. Automat îmi schimb comportamentul. Și așa se schimbă comportamentul unui om. Intermediul sufletului. Da? Și vindecarea dependențelor. Când dacă curăț sufletul, automat dispar programele negative. Deci, automat renunț la obiceiuri care erau proaste. Pe suflet se fac Seheki și Kaseheki Hart. Pentru curățarea și refacerea de sufletel. Pierdem din sufletel, da? Prin avorturi, sex, plăți karmice, cântat, vorbit, prin multe chestii pierdem din sufletel. Pierdem din sufletel, îl trebuie refăcut. Îl reface Dumnezeu, dar îl reface în măsura în care ai voie, da? În funcție de ceea ce faci bine conform planului divin. Da? Ți-ai ispășit, ai dreptul să se refacă sufletelul, cumva se găsește o metodă să se refacă sufletul. Pierderea de suflet, o să ziceți că mi-a venit toată Doamna, mie îmi plac Doamne. Vine odată Doamna la mine și zic că, știți, ați pierdut 30% din sufletel. Mai am 70%. O las, știi? Dar eu fierb, știi? Fierb. La sfârșit, mă întreabă cât costă consultați. Și am întrebat-o cât câștigați. Și mi-a zis, nu știu cât mi-a zis, cum dați 30%? Un domn doctor așa mult, știi, când e vorba de salariu, 30% e mult. Când e vorba de sufletel, 30% e puțin. Vedeți că avem niște valori care sunt greșite. Și ăsta este unul dintre lucrurile pe care e cazul să le schimbăm în noi, și anume în criteriul valorilor. Eu știu care că nu-l respect, e partea a doua. Dar vorba unui
nașul meu e popa. Și el spune, eu sunt în cult de despătimire, nu sunt despătimit. Noi ne mai despătimim, nu suntem nici desfinți. Ca alții, ce se face și noi. Suntem în despătimire. Cultivarea acțiunilor plină de compasiune. Apropo de iubire, da. Vreau să spun că mă duce un prieten la doamna Monica Vișan, care acum are un cui împotriva mea îngrozitor. Și eu eram, scosesem atacul psi, eram coborât de pe cal, îmbrăcat în armură, deci așa. Și doamna Vișan zice, știi, eu când întâlnesc o entitate negativă, îi dau lumină, îi dau iubire. Și m-am ridicat și am zis, dacă m-ai scos în pericul ăsta, dau și ție și ți-au tot neamul. Și am ieșit, dar am plecat repede de acolo. Mi-au trebuit vreo 5 ani ca să-mi dau seama că femeia săracă avea dreptate. Dar că era greu să mă convingă pe mine că la vremea aia, că iubirea e cea mai bună formă de îndepărtare a răului, iubirea și lumina, știi? Mi-au trebuit și mie vreo 5 ani să înțeleg că da. Și nu știu câte capete spart. Și da, vă spun, iubirea este cel mai bun lucru în orice înseamnă. Terapie, luptă și ce vreți voi. Da? Non-combat, e cea mai bună formă de luptă. Exact cum am scris în Arta Protecției, știți că taurul luptă, dar câștigă întotdeauna. Deci ăsta e cel mai bun principiu. Numai că până ajungi la treaba aia, trebuie să treci prin etapele intermediare. Ca să le cunoști pe toate. Să știi că fiecare om este în evoluția spirituală la un anumit nivel. Acum când mă văd în câte cineva, am o fată care zice să-i tăiem capul hidrei, să-i dăm sabia cu capul. Pe ăștia care sunt niște așa și așa. S-a întâlnit cu nu știu care politician și i-a zis, tu ești la nivelul de vierme. Pe această planetă. Ești incapabil să... Și mi-aduce aminte de mine, știi? Dar, băi, de ce l-a rămas? Stai, mă, deci nu spun despre cine e voia, că e un primar de oraș, mă, deci nu mă, cine... Și a zis, tu? Tu vezi că dacă mergi în ritmul ăsta o să faci cancer, știi, bă! Și mi-aduc aminte, știi, de mine puțin. Și acum... Și ea nu mă înțelege, eu înțeleg pe ea, dar ea nu mă înțelege pe mine. Ea nu înțelege că eu am evoluat. Ea zice că m-am dat cu restul. El zice că m-am dat cu răul. Cum adică? Nu-i luăm capul? Zic, mă, copilul, stai așa, să-l luăm încet din el. Nu, domnule. Așa. Deci nu, ca înainte. Deci trebuie să... E bine să știți să le faceți pe toate. Dar nu rămâneți candunați într-o idee. Eu nu rămân candunat într-o idee. Eu, când îmi zice cineva ceva, poate că trăznesc, pufnesc, știți? Dar mă gândesc la ea. Să văd, bă, are dreptate sau... Și madame Vișan avea dreptate. Da. Numai că mie mi-au trebuit vreo 5 ani ca să înțeleg. Este adevărat că are o vârstă sale mult mai mare decât mine, deci mult mai multă experiență în plan spiritual. Lucru pe care eu nu-l aveam atunci. Dar lucrurile s-au schimbat între timp. Bun. Orice rugăciune către Maica. Postul negru. Paraclisele Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului, psaltirea Maicii Domnului, toate vă ajută să primiți mai multă energie, mai multă putere prin folosirea simbolului. Hart. V-am zis pe suflet. Se poate folosi pe orice organ care este bolnav. De ce? Pentru că orice organ care este bolnav presupune un cumul de energie negativă și presupune o lipsă de suflet, de seneu, deci de programe pozitive. Și atunci refacerea programelor pozitive se face cu Hart. Hart este organul bolnav. Oricare ar fi el. Rama. Simbolul care conectează la energia Arhanghelului Mihail. Am rezonat foarte mult timp cu Mihail. Mai rezonez, nu foarte des, pentru că mi-am dat seama că lupta nu este totul. Rama.
simbolul care conectează la energia Arhanghelului Mihail, îngerul cu sabie. Ăștia sunt îngerii războiului. Măi copii, știți ce vreau eu? Să vă scot din cap și să vă bag altele. Nu, ideea este în felul următor. Noi avem tot felul. Când le aud pe astea, Dumnezeu e iubire. Peace. World peace. E foarte frumos și e adevărat. Dumnezeu e și înțelepciune, Dumnezeu este și iubire. Dumnezeu e și dreptate. Și încercam să explic când, domnule, Dumnezeu l-a făcut pe Mihail înainte să existe războiul din cerul. Da? Deci l-a făcut pe Luc, domnul Luc. Da? Și l-a făcut și pe Mihail, deci înger războinic, înainte să existe război. De ce? Pentru că a prevăzut căderea luciferică. Deci nu a preîntâmpinat-o. Pentru că nu trebuia. Pentru că... Și pentru că era firesc să se întâmple. Lucrurile se întâmplă pentru că e firesc să se întâmple și așa trebuie să își urmeze cursul. Toate sunt bine. Și l-a făcut pe Mihail. Băi, Mihail, ăsta băiat bun. Deci, din prima rundă, l-a aruncat pe domnul Luc. Domnul Luc, care era un tip așa bine și frumușel. Probabil nu prea le avea pe astea cu artele marțiale. Și l-a aruncat din cer. Deci, Mihail, mă, din prima, nici n-a apucat ăla să zică multe. A zis doar, deasupra celui prea înalt îmi voi pune tronul. Atât a apucat să zbăi. S-au scurpat cerurile sub el. A? Ce n-am prea fost eu de acord e chestia aia cu toți pentru unul și unul pentru toți. Zici, dar căzut el a crezut și cu o treime de îngeri. Dom'le, lumea zice că așa a vrut ei. Eu nu știu. Nu știu, nu țin minte. Dacă zice Doamne, Doamne, probabil că așa e. Dar ce este că a căzut cu o treime de îngeri? Care înseamnă miliarde, 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 miliarde de... La... Nu am văzut să văd cât la puterea cât ar fi. Dacă e să calculezi 10 la ce putere de miliarde de îngeri erau. Tu cert este că sunt foarte mulți demoni. Și mai mulți îngeri. Deci sunt foarte mulți. Bun, dacă sunt, ce facem cu toți? Știți cum e aia cu domne? Învinge în China. Dar unde îi mormântăm pe toți? E prizonier. Dar ce le dai să mănânce? Și e o problemă și la una și la alta. Așa e și cu... Că, apropo de... Că mă certam cu la televizor. Că zice că teoria mântuirii universale nu este adevărată. Băi... Păi, dacă Raiul e în Dumnezeu și iadul sunt în Dumnezeu și Dumnezeu este pe tot, voi ați, vă place așa să trăiți bine cu cancerul vostru? Da, ajungem la o simbioză. Voi cu voi și cancerul cu cancerul. Închipuiți-vă că iadul, demonii, în univers, sunt un fel de cancer în Dumnezeu. Păi și trăiești liniștit așa cu gândul că ai acolo un cancer în tine și că tot timpul se poate exploda ceva. Deci nu există. Universul se va încheia când nu o să mai există niciun demon. Cât va dura asta, Dumnezeu știe. Dacă au trecut 15 miliarde și... Mă rog. Nu s-au schimbat foarte, foarte multe. Deci preconizez că va dura foarte mult Universul. Dacă, deci fiind de Dumnezeu, înseamnă că au ajuns precum Dumnezeu. Și dacă în 15 miliarde de ani au ajuns 33, faceți un calcul elementar. Cât timp le trebuie la toată lumea să ajungă în Dumnezeu? Să fie iar unul. Mai va. Voi va. Nu se poate. Și nici focul veșnic nu e o soluție. O să o luăm de la început până când o să trecem. Vrei să spun, poți să fii cel mai rău. Cel mai rău. La un moment dat te sapă. Zicem, ce-ți place? Domnule, să te bați.
te duci și te bați. În ring. 1, 2, 3, 10, 20. La un moment dat te saturi. Nu mai poți. Mori cu ele. Mori, da, dar mori acolo, nu mai. La fel e cu tot. La fel e și cu sexul, la fel e și cu mâncare, la fel e cu tot. Și renunți. Renunți de bunăvoie. Nu trebuie să te pună nimeni. Viața asta este un loc unde renunțăm la toate. Poți să faci ce vrei. Până te saturi. Și după aceea treci. Rama. Deci, rama se face pe tălpile de la picioare, pentru împământare. Față, spate, stânga, dreapta. Pentru protecție. Da? Se poate face rama în porțurile camerei pentru protecție și în mijlocul camerei, da? Rama în fața mașinii, stânga, dreapta, spate. Da? Se poate face rama pe un obiect ca să-l protejezi și acolo apare o entitate. Da? În general, arhanghelii de la nivelul ăsta, de la nivelul de certezi, sunt ăștia care, asta e alb, asta e negru. E pentru ei negru. Nu există cale de mijloc. Ori e alb, ori e negru. E util în anumite momente să știi ce e alb și ce e negru. Dar nu întotdeauna calea de urmat e alb sau negru. Toate sunt căile de mijloc. Da? Curățarea camerei, v-am zis. Cum se face? De obicei se pune o lumânărică în colțurile camerei, se face rama în zona respectivă. Și acolo apare un arhanghel care curăță camera de energie negativă. Când trimiți rama într-un loc, ăla a ieșit cu sabie și a luat capul. Deci, ei nu știu, nu au noțiunea asta, domnule, stai un pic că acum nu-l lovim pe Argeșan. Sau. Vezi că la arhanghel au acces și preoții, au acces și radiesteziștii, au acces și franciscanii, au acces mulți. Nu sunt apanajul ortodoxiei. Da? Rama se mai poate folosi în concretizarea scopurilor. Adică, în scopurile materiale. Tot ce ține de cabinet, bani, mașină, job, casă, chestii de-astea. Deci, în planul material. Ei sunt mai apropiați de oameni. Îngerii sunt cei mai apropiați, arhanghelii sunt următori. O să întrebați bine, bine, dar arhanghelii... Și vreau să spun ceva. Ei sunt îmbrăcați, într-adevăr, în general, cum erau îmbrăcați soldații romani. De ce? Pentru că atunci au apărut primii arhanghelii pe planeta Pământ, care s-au mântuit de pe Pământ. Cei care l-au recunoscut pe Hristos. Doar nu credeți că Sfântul Gheorghe, când s-a făcut Sfânt. Ați înțeles? Deci doar nu credeți că l-a făcut arhistrategul, cum să spun eu, solar. Că nu știa. El ce știa? Să se bată. Deci ce a fost făcut? Arhanghel. Toți soldații de acolo, în măsură ce, și erau făcuți arhanghel. De ce? Păi dacă ce? Erau la brodat? În funcție de ceea ce ai învățat într-o viață, aia faci. Dacă ești psihanalist într-o viață, ce o să faci când mori? Stai cu fedeia nebunii, știi? Care cum vorbesc foarte serios. A, ați văzut Iubirea fără sfârșit, aia sau nu? Da, da. Al Robin Williams, cu Robin Williams? Da. Aia faci. Tu e drum pe alții. Dacă ești papă, ce faci? Dă-ți iertă-i. De-astea. În mormântări numai că ei în mormântări deja. Nunți, nu știu dacă se fac dincolo, dar dacă se face nuntă în cer, înseamnă că se fac și dincolo nunți? Și noi? Nu? Noi ce o să fac? Păi depinde. Fiecare. A, păi există în sus. În cer există. Păi sunt arhanghelii. Există servicii. Care pot să fie servicii. Vorbesc serios. Servicii de spionaj. Ce crezi că cerul n-are? Ce crezi că n-are serviciu? N-are poliție cerul? N-are armată? Păi dacă are armată, are și cei, clar. Vorbesc foarte serios. Gândiți-vă că pe pământ există tot ceea ce există și în cer. Mine. Ce e pe pământ, automat are o reflecție a ceea ce este în cer. Mai prost, mai greșit, mai ce vreți voi. Dar există și dincolo, lumea cealaltă. Medici,
Există medici în cer, să știți. Da. Poți să spui, dar asta nu contează foarte mult. Arhanghelul, Acatistul Arhanghelilor Mihail și Gabriel, postul negru, lumânările aprinse, tot ce ține liturghii. Psaltirea este sabia călugărului. Da? Mai departe. Gnoza. Simbolul care conectează eul superior cu micul ego. Sau, care deschide la supra eu. Mă rog, ceva de genul ăsta. Ce este supra eu? Fiecare om într-o viață creează o lumină și o umbră. Un pusnic. Unui pusnic îi apare... Băi, voi nu citiți cărțile foarte ortodoxe. Și că la un moment dat unui pusnic îi se arată Arhanghelul Mihail. Și spune, pregătește-te că peste 3 zile vin să-ți cer sufletul. Asta ce înseamnă? Că cu 3 zile înainte să moară un om, Mihail e acolo. Da? Și îți bate pe umăr. Suflă rece în ceapă. Știi? Că eu îl simt. Știi? Și mă întreb. Ai venit după mine? Nu. Te-a trimis cineva? Da. Mă iei acum? Nu. Bine atunci. Bun. Știți bani cu o moarte mică? Știa... La un moment dat, unul știa că trebuie să vină sorocul și aude 12 una. Poc, poc, poc. În ușa. Când deschide ușa, o moarte mică asta. Pă! Da, moartea. Stai liniștit, am venit după hamster. Deci fiecare cu moartea lui. Unul are mai mare, unul mai mică, fiecare cu a lui. Și... Zice, după 3 zile, zice, vine vedea. Și se spune că pusnicul s-a uitat în stânga și s-a mâhnit și s-a uitat în dreapta și s-a bucurat. Noi, în viața noastră, acumulăm informații și energie. Negativă și pozitivă. E foarte important ca informația noastră pozitivă să fie cu mult mai mare decât cea negativă. De adunat tot adunăm. Și lumină și umbră. Prin post ce adunăm? Lumină. Prin hrană vie ce adunăm? Lumină. Da? Prin carne ce adunăm? Umbră. Dar ideea este, da, prin carne curățată spiritual ce adunăm? Lumină. Lumină. Oare ceea ce am curățat eu numești necurat? I-a zis lui Petru, parcă, când a zis că cum să mănânce coituri de animale. Și a zis, oare ceea ce am curățat eu numești necurat? Deci, carnea curățată este tot lumină. Deci nu e important tot zici ce mănânci și cât e de curat. Mai departe. Tot așa. La fel. Bun. Revenind. Deci adunăm o lumină și o umbră. Evident, când te naști, ce se întâmplă? Unde e umbra ta? Știți unde e umbra ta? Care a adunat în alte vieți? Nu știți. Da, lumina ta. Umbra ta este magmă, deci este dedesubt și ea se deschide la Shambhala. Când se deschide lumea de dedesubt pământ și să dă acces la energiile pe care le-ai creat vreodată și începi să le plătești. Iar lumina ta este în cer, la nivelul la care ai ajuns cel mai sus. În viețile tale. De multe ori un supraeu poate să fie un supraeu la mai multe entități de pe pământ, pentru că mai multe entități de pe pământ sunt de, formează de fapt un singur supraeu. Da? Un supraeu mare care este în cer și care, care controlează mai mulți oameni pe planeta Pământ. E ceea ce numim conștiința colectivă? Nu. Nu neapărat. Conștiința colectivă este cu totul altceva. Aia se referă mai degrabă la egregor. Asta supraeu este vorba de cer. Egregorul este la nivel astral. Deci pe planetă. E aici. Cu noi. Conștiința colectivă. Pe când supraeu este în cer, accesul la supraeu înseamnă că îți dă accesul la informațiile pozitive pe care le-ai creat în alte vieți. Și care țin carte marțiale. Care țin de condus, de notat, de învățare în străină, de creație, de creativitate. Nu mă refer la... Mă refer la pictură, sculptură, toate astea. Tot ce înseamnă creație, tot ce înseamnă artă, tot ce înseamnă știință. Tu înveți aici. Când pleci,
Deci cu această informație, o parte negativă rămâne pe pământ, o parte se duce în cer, ca o oglindă. Când te întorci, vii fără el. Pentru că ne naștem viței. Adică patinează musca. De ce patinează musca? Pe creier. Tocmai ca să reiei toate informațiile și să descoperi lucruri noi. Einstein spunea că toate teoriile trebuie revizuite cel puțin o dată la 20 de ani, parcă. Dacă nu mai devreme. Special ca să le revezi prin prisma noilor informații care apar în succesiune, în decadă. Și atunci le revezi. O să vedeți că teoria stringurilor nu mai este adevărată. Nu mai e completă. Că nu știu ce nu explică. Și atunci a apărut teoria conform care există particula de întuneric, adică energia K. Adică așa cum ai stringul ca prezența luminii, ai o particulă de întuneric. Și care corespunde, de fapt, vederii spirituale, care spune că există miniaturi ale cerului și miniaturi ale iadului în tot. Și care spune că totul cuprinde, e, mă rog, că partea cuprinde totul și totul e cuprins în parte. Asta înseamnă că iadul și cerul sunt în noi. Și să vezi că fizica vine și le pune de acord. Bun. Gnoza. Gnoza se face deasupra capului și conectează la supraeu și mi-aduce informațiile de altă dată. Și atunci crește creativitatea, crește capacitatea de învățare, crește capacitatea de învățare de limbi străine, crește capacitatea de a comunica cu ceilalți. Da? E o lumină care vine. Mai departe. Iava. Simbolul care conectează la... care permite manifestarea sinelui. Ce înseamnă? Asta înseamnă că până acum, mulți dintre voi ați manifestat doar ori niște programe care au fost implementate la nivel de sine, sau niște programe la nivel de SNM, pentru că asta este, o să vedeți că un om merge pe calea vieții ca rezultat a interacțiunii între bine și rău. Are programe de la Dumnezeu și programe de la demon, în funcție de karma și de ceea ce a făcut el în alte vieți. Da? Acum se presupune, adică ați fost niște roboței de care trăgea binele și rău. Acum începeți să deveniți mai conștienți de voi înșivă și începeți să vă manifestați pe voi. Și începeți să descoperiți că vă place altceva decât faceți. Și începeți să descoperiți. Știți care este cel mai frumos film pe care l-am văzut din punctul de vedere? A fost un film cu un tip care pe la 50 de ani descoperă că este travestit. Un englez. Foarte tare film. Gândește că pleacă nevastă într-o zi de acasă și începe să îmbrace. Într-o rochie și pune, începe să fardeze și îl găsește nevastă să așa. Deci tipul la 50 de ani. Nu știu, uite, chiar nu știu, a fost pe... Dar soția lui acceptă. Ideea în cele din urmă acceptă. Dar e foarte mișto cum se transformă el, cum își descoperă treaba asta. Deci este, cum să zic eu, filmat extraordinar. Cum își acceptă treaba asta, reacția societății vis-a-vis de el, colegii de muncă. Deci să vedeți ce... Dar el, de fapt, la nivel interior, la nivel de sine, era femeie. Și nu mai crezi. Nu pentru sex. Nu crezi că neapărat. Era vorba că el se simțea mai confortabil îmbrăcat și fardat și, mă rog, și până la urmă l-a ajutat nevastă să-l acceptă familia, etc. Dar ca idee. Asta este o trezire la nivel de sine. Și există așa ceva și există posibilitatea la un moment dat să descoperiți. Nu că, mă rog, se poate. Deci nu exclud ca în fiecare femeie din voi să existe un bărbat foarte bine. Dar și în fiecare bărbat dintre voi să existe o doamnă și mai bine. Dar e vorba că trebuie să vedeți ce anume descoperiți la nivel interior. În voi. Și începeți să descoperiți că aveți alte aptitudini, alte dorințe, că viața este cu totul paralelă cu ceea ce vă doreați voi,
că ce că, nu știți ce căutați într-o familie, nu știți, nu vă recunoașteți copiii, țara, neamul, sexul, deci multe. Și începeți să vedeți lumea altfel. Soluția este să stați un pic pe popoul vostru și să vă revizuiți relația cu absolut tot. Cu voi înșivă, cu lumea, cu Dumnezeu, cu oamenii, cu femeile, cu bărbații, cu copiile, cu copiii, cu animale, cu absolut orice. Deci nu e bine, nu e rău, este. Asta este un simptom al trezirii. Vă treziți, căpătați insomnii, dar eu de ce, dar până acum eu nu, dar de ce acum, ce mi-a venit, de m-a apucat, ce aș face, pentru că. Și n-ai ce să-i faci. În ultimul timp îmi vin foarte multe treziri. Am avut 3 sau 4. Nu e. Vine. Nu vine. Joi. 4, mă, oameni treziți. Și la pentru unii e îngrozitor. Bine, cu cât ai fost mai nasol într-o viață, cu atât e mai îngrozitoare. Pentru mine n-a fost o... Pentru unii, trece așa, zici că e de primăvară, de vară, știi? Dar la unii, frate, furtuni de alea tropicale. Și n-ai ce să faci, trebuie să treci până. Și nu e recunoscută. Noi n-avem special și zicea, e schizul, tu ești la Two House. Zai Prexa, ceva, o atenție, un fistic și la femeia nu trece. Normal că nu se trece, că nu ești posedat. Te-ai trezit. Schizma aia nu rezolvă medicamentele. Nu se rezolvă. Hai că nu mai simțeai că aia, dar schizma, faptul că auzi, nu se trece nici cu mama medicamentele. Da? Și trebuie să explici, trebuie să explic că ești normal. Și de fapt, uite, s-a întâmplat asta și n-ai încotro, trebuie să te accepți așa cum ești. Vindecarea, deci afirmație, propria forță. V-am zis, până acum te duceai ca trenul și nu știai de ce. Și te duci într-o relație și apar n-ai de ce intri în relația respectivă. Și tu nu vrei să stai și nu poți să zici nu. Hai! Și te duci. Și taci și țipi și țipă la tine și asta e. Până când? Până când se termină și când se încheie, tu fugi. Vorbesc foarte serios. Asta e experiența mea, poate că ale voastre sunt mai minunate și treceți din iubire în iubire și din... Dar ale mele au fost de-astea cu năpădăi. Am avut perioada în care nu știam care e celul care e pământul. Dar asta a fost, că... De... În general, cei care au fost luptători au karmele cele mai grele. Cele mai grele. Luptătorii, cei care au omorât, cei care au tăiat, ăia, dezastru. Alealții mai, am zis, mai devară, așa. Și n-ai încotro. Vindecarea codependenței. Ce e o relație de codependență? De obicei avem relații pentru că ne sunt comode. De exemplu, o relație de codependență este, doamne, am o iubită, dar e peste mărșițe. E bine că e acolo. Nu mă deranjează. Nu mi-e tulbură baul. Că e bine. De ce să mă implic în altceva când eu sunt într-o relație? Există relații de codependență părinți-copii. Copii care nu pleacă acasă cu oricum le oferă părinților. Și bani, și aia, și aia, și aia. De pe codependență între soți și soții. Lasă că ea gătește, lasă că el vine cu banii mai mult, care pensia mai mare, că e post militar. Stăm împreună, nu are nimic de plătit, dacă nu înțelegești, nu are nimic de plătit. Fiecare cu camera lui, stăm acolo. Relații de codependență. Oameni care n-au nimic în comun spiritual, da. Și trebuie mai întâi să conștientizezi dacă ești într-o relație de codependență. În general, cele mai multe relații de codependență le-am întâlnit, să știți, între mame și fete. Rar între băieți și mame. Sunt și alea, de aia cu buricul netăiat. Dar n-au ajuns la mine. Nu rezonez, probabil. La mine n-au venit băieți, numai fete. Relații de codependență. Se rezolvă. Sunt pacte.
Sunt pacte care au ca și bază, de exemplu, drepturi divine. La nivel de sine. Ea nu are drept divin în bani, dar știe să facă bani. El are drept divin în bani, dar nu știe să facă nimic. Și atunci se unește un bogobelean. Stau împreună. De ce? Păi așa e bine. Că ea aduce banul și el e cu... El îi cheltuie. Sunt. E o relație de codependență. Care n-are nimic cu spiritualitatea. Evident că dacă se rup, ce se întâmplă? El o să găsească o altă doamnă, că oricum nu știe să facă bani și ea rămâne cum? Săracă. Trebuie să ai sânge să faci treaba asta. Și atunci preferă să stea cu prostul meu, dar ea meu. N-ați auzit-o pe asta. Domnul doctor, dar de ce nu mă mărit? Păi câte ani? De ce toate își găsești? Nu-mi găsești eu un prost al meu. Zic. Băi, zic. Și încep să fiam. Auzi, fiam. Dacă tu, înăuntru tău, crezi că bărbatul e prost, 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 da? Tu îți dai seama că această informație e înscrisă în câmp? Da, da. Bun. Și nu înseamnă că emiți așa, că ești un prost. Ești un prost. Ești un prost. Ba da. Și nu crezi că eu simt că îmi spui, ești un prost. Ești un prost. Ești un prost. Ba da. Și crezi că mă apropii de tine? Nu. Atunci schimbă și tu optica. Gândește-și tu. Ești un deștept. Da. Deci, oamenii nu înțeleg că orice gând pe care îl ai în tine, rămâne mai acolo și când emiți, emiți pe anumită chestie. Clar. Și aia atrage. Să vă fie foarte clar. Lucrul pe care l-am în mine, aia atrag. Dar pe mine de ce nu mă vrea nimeni? Că dacă nu emiți. Ei, nu emiți. Nu emiți. Cum nu emiți? Păi zic, vezi, știi cum e o cățea în călduri? Da. E înconjurată de câini. Da. De ce? Pentru că emite. A. Nu emiți, nu atragi. Emiți pe sex, ce atragi? Iubire divină. E evident. Evident că dacă emit pe sex, atrag sex. Ceea ce emiți, aia atragi. Bun. Vindecarea simțului realității. Noi avem o privire eronată asupra realității. Indiferent că e vorba de lumea noastră sau de lumea spirituală. Ce înseamnă privire eronată? Păi, lumea, când eram noi mici, era firesc nu să furi de la CAP. Nu era firesc? Să duci să-ți iei porumb, să-ți faci de la CAP? Era al nostru? Nu era firesc să te duci să furi din fructe din curtea bisericii? E firesc. Și încep să-ți dai seama că nu toate lucrurile de genul ăsta sunt firești. Deci, nu înseamnă, nu v-am povestit ce am pățit toată, că primesc un pachet din străinătate. Bă, și în pachetul din străinătate, tot. Parfumul, haină de copii, mostre, tot ce vrei. Și mă sună cucoana care mi l-a trimis. V-a plăcut, domnul doctor? Da. Ce mă bucur. Ce mă bucur că le-am luat la ăștia bogați și v-am dat dumneavoastră. Mi-a stat inima. Tot era frate. Tot. Deci nu era, băi copii, nu era nimic. Totul era furat. De încolo de capitaliști. Că așa suntem noi, niște haiduci. Bă, dar era convins de ce zic. Niște haiduci. Și luăm de la ăștia bogații și dăm la ăia săraci. Sincer, nu mai știu, dar în niciun caz nu am. Știu că nu. Nu. Deci, nu vreau să știu. Te simți ca un îngrozitor. Vindecarea simțului realității. Deci, începe să vedeți lumea așa cum e. Relațiile așa cum sunt. Din punctul ăsta de vedere, bărbații sunt mai ancorați în realitate decât femeile. Știți, e cam faza aia, un proces pentru unul care era poligam.
și se duc la proces. Și la sfârșit, cine s-ar să lapere? Femeile pe care le-a înșelat. Le-a luat vesele, le-a cheltuit și le-a lăsat după aia. Și ăsta le ia apărea. Și judecătorul zice, Dom'le, zice, dar v-a furat averile, v-a necinstit, v-a făcut tot ce este mai rău. Dar astea, da, mințea atât de frumos. Ideea este, vedeți că sunteți foarte sensibile la... Pentru asta vă recomand filmul Cavalerul Diavolului. Să vedeți că iubirea și nevoia de iubire pe care voi o proiectați asupra unui bărbat sau, mă rog, fiecare cu sexul care îi place, este un loc de care vă poate agăța rău. Nu confundați iubirea și proiecția voastră ca iubirea asupra unui bărbat cu iubirea divină. Și o etapă între iubirea dintre oameni și iubirea divină sunt două lucruri total diferite. Da? Și de asta sunteți vulnerabili. În numele iubirii, femeile pot să facă orice. Bărbații nu. Da, femeile... Vedeți ce faceți. Că de asta sunteți vulnerabile, ușor de manipulat pentru cineva care știe. Țineți minte. Mai departe. Vă umple de forță propriile scopuri. Ce înseamnă propriul scop? Păi, îmi doresc un lucru. Acest lucru mi-l doresc de la nivel interior. Automat devine determinant dacă eu îmi doresc. Energia este energia care îmi permite manifestarea sinelui. Și mai e o chestie pe care trebuie să o înțelegem. Noi suntem un popor care a fost îndobitocit. Pentru că creștinismul nu a înțeles un lucru care este elementar. Și anume, Hristos a vorbit de lepădarea de sine. Dar ca să lepăd sinele, trebuie să știu care e. Nu pot să renunț la ceva ce nu știu. Și atunci presupune, mai întâi mă descoper. Mă descoper pe mine. Așa cum sunt, cu bunele și cu relele mele. Cu umbra mea. Ce îmi place. Și după aia renunț la sinele meu, la dorințele mele. Renunț la voința mea în favoarea voinței divine. Nu forțat, ci din iubire. Nu forțat, ci pentru că știu că așa e bine. Nu forțat, ci pentru că asta este o cale. Sau calea. În dumnezeirii unui om. Dar toate presupun ce? Să știm cine sunt. Și la ce renunț, mă? Renunț, lapădă-te de sine. Dar care sunt eu? Deocamdată sunt numai programe karmice. Numai proiecții ale părinților, numai supersonalități materne, paterne. Poate mai am și un sine de la nevastă sau de la mai știu eu ce doamnă și tot așa. Care sunt eu? Și atunci pot să mă lepăd de ceva, dacă știu de ce. Vă e clar? Deci primul pas este conștientizarea sinelui și al doilea este lepădarea. Nu pot să mă lepăd de ceva ce nu știu ce e. Și vindecarea planetei Pământ. Vindecarea planetei, deci este o energie care stă la baza tuturor lucrurilor. A întregii lumi, a plantelor, a animalelor, este ciul care unește tot ce este în jurul nostru. Și automat, ce face? Reface. Gândiți-vă că și planeta are o matrice. Și matricea asta există niște programe în care noi intervenim. Fie cu aparatură, ai rachete de spart grindină. Da? Ai, la ora actuală, sunt aparate de produs ploaie. De produs nisoare, de adus nu știu ce. Da? Deci avem tot felul de tâmpenii de genul ăsta. Toate astea ce perturbă? Matricea originală a Pământului. Pământul era cum? Foarte bine, fără noi. Fără noi era un ecosistem care funcționa perfect, fără om. Corect? Ei, când a intervenit, a apărut omul, e prima bubă. Și atunci soluția este să lăsăm pe Dumnezeu să funcționeze, să gestioneze acest ecosistem.
Da? Și să anihilăm ceea ce este greșit. Ceea ce facem noi greșit. Cu nopțele, cu tot ce facem noi proaste. Shanti. Simbolul care conectează la energia păcii. Există mai multe tipuri de energie și, evident, există și energia păcii. Shanti, de obicei, se face pe... se desenează pe... A, Iava îl facem dublu, în coroană, da? Sau deasupra grupului. Sau în casă, sau în locul în care... deasupra capului se face, de obicei. Iava. Shanti se face în chakra 6. În planul ăsta, da? Sagital, parcă, nu? Și în proiecția posterioară a chakrei 6. Se poate face pe un organ pe care vreau să-l curăț. Pe o chakră pe care vreau să o deblochez. Se face cu vârful în centrul energetic respectiv. Pacea și liniștea, evident că dau la o parte ce? Zbuciumul. Și tot ce înseamnă agresivitate. Automat de la o parte ce? Răul. Pacea pe suflet aduce pace și încredere în suflet. Deci este un simbol care se poate folosi în terapia pe pentru atacuri de panică, mă rog, frici, etc. Dar trebuie să înțelegeți că un atac de panică de obicei este o problemă karmică. Este energie pe care noi am creat-o în alte vieți. Exemplu, dacă eu în alte vieți am fost soldat și am trecut prin sate și le dădeam foc și după ce le dădeam foc mai veneam și mai luam și câte o căpățână, evident că am creat o energie. Această energie, teroarea asta, frica asta pe care am creat-o altădată, mă va găsi. De ce? Pentru că eu am creat-o. Și mă va atinge. Unde? Pe chakra inimii. Și cum se va manifesta? Ca atac de panică. Deci ăsta este atacul de panică. O energie pe care eu am creat-o altădată și care se manifestă pe chakra inimii, pe suflet. Evident că există atacuri psi care se manifestă ca un atac de panică. Da? Dar în altă linie de ei trebuie să înțelegeți că chiar și un atac psi te lovește acolo unde ești vulnerabil. Deci e clar că am eu o legătură cu treaba asta dacă mă ajunge un atac psi la nivel de suflet și mi-l produce un atac de panică. Deci oricum rezonez cu treaba asta. Deci e clar că ceva în urmă am făcut. Am sădit teroare. Dacă am fost, de exemplu, Mengele într-un lagăr și îi puneam pe copii să treacă sub o stinghe și pe care nu ajungea acolo, îl trimiteam la cum se cheamă? La camera de gazare. Că, ba nu, că ăștia nici măcar la camera de gazare morau cu toporul, că erau scumpe gloanțele și gardul. E clar că am sădit, am creat o energie negativă care mă va urmări toate viețile mele, până când o anihilez și până când nu-mi capăt iertare. Cu Rama și cu Kriya, Shanti poate aduce armonia în realizarea scopurilor. Asta încercam să vă explic. Pot să-mi doresc o mașină, da? Și vreau o mașină, vreau o mașină. Puh! Și intrai tăi într-un pom și rămâi cu mașină. Și cu casă și cu de toate. Shanti ce face? Armonizează obținerea unui rezultat. Adică nu mai vine așa, sta în pac. Brusc. Ci în pace. Încercați să când folosiți pe proiectele voastre simbolurile, să vă gândiți să obțineți pe calea cea mai corectă și cea mai lină. Pentru că să știți că cu Heirupu e greu. Am încercat eu. În ceea ce privește clarviziunea, nimeni decât Dumnezeu poate să vă dea clarviziunea. Problema este un om, un individ prin care Dumnezeu vrea să vă dea vouă clarviziunea, pentru că tot aud, Doamne, m-am dus la nu știu cine să-mi deschidă al treilea ochi. Păi copii, al treilea ochi vi-l deschide Dumnezeu când consideră că trebuie și când sunteți voi pregătiți. Da? Deci asta încerc să vă explic. Că darurile divine sunt daruri pe care le dă Dumnezeu în oameni. Și drept urmare, când vă duceți la un curs de ăsta de clarviziune, să știți că este o mare țeapă.
Puteți să faceți tehnici de vizualizare, e perfect, o să vă ajute mai târziu. Da! Dar niciun om nu o să vă deschidă vouă de la ori. Asta o face Dumnezeu când? Când este timpul. Știți cum este principiul preajuzimii? Sunt ca un fruct care se face. Într-o dată, pac, se deschide ca o castană. Și gata. Nu poți nici să-l oprești, nici să-l accelerezi. Dacă o faci, greșești. E bine să-l lași să întâmple când hotărăște Dumnezeu. Pentru că trezirea spirituală, vederea, clar viziunea, clar vederea, e îngrijorătoare pentru un om care nu-i pregătit. Ceea ce poți să faci cu șant eventual la chakra 6 este să cureți centrul energetic. Și dacă ai văzut, să cureți energia pe care ți-a trimis-o cineva ca să nu poți să vezi. Dar nu-ți dezvoltă nicio clar viziune acest simbol. Și ultimul simbol, tria. Simbolul care conectează la energia telurilor, care ne împământează, care permite materializarea scopurilor. Tria se face în, de aici, în pământ. Și ne împământează. De ce e bine să fim împământați? Pentru că avem de dus o viață în pământ, pe pământ, pe această planetă. Suntem tributari legilor acestei planete și acestei societăți. Și drept urmare, trebuie să fim ancorați în această societate și în această lume. Soluția nu este să mă rup de societate. Soluția este să fiu eu în societate bine și voi bine și toți bine și fiind toți bine, ce schimbă societatea? Prin intermediul subconștientului de grup sau conștiinței colective. Deci dacă eu îmi schimb conștiința mea, automat se schimbă ce? Conștiința colectivă. Subconștientul de grup. De asta se spune, înainte să schimbi lumea, schimbă-te mai întâi pe tine însuți. Pentru că dacă eu mă schimb, automat participând la formarea lumii prin subconștientul meu, automat particip la schimbarea lumii. Tria se folosește în tot ce înseamnă planuri materiale. Da? În tot ce înseamnă ce ține de bani, casă, mașină, în tot ce înseamnă activități fizice, tot ce înseamnă împământare. Deci lumea noastră. Și vă ajută să vă definiți prioritățile. Ce înseamnă definirea priorităților? Dom'le, poate că prioritatea voastră acum nu este să mă ascultați cum pe mine, poate că mulți dintre voi ar avea prioritate să ducă la toaletă. Ați înțeles? La un moment dat, vorbesc foarte serios. Pentru un om prioritar poate să fie să ducă la muncă, pentru un om prioritar poate să fie să se roage, pentru un om prioritar poate să fie să facă, eu știu, să țină post și pentru un om prioritar este să facă sex. Nu înseamnă că toți greșesc. Fiecare are prioritatea lui. Da? Nu mai judecați prin bine și prin rău. Și atunci faceți ceea ce este prioritar pentru voi la un moment dat. Pentru că dacă vă e foame, pot să vă vorbesc eu de Hristos mult și bine. O să vă gheorăie mațe și nu o să țineți minte nimic. Nu prea merge iubirea cu stomacul gol, corect? Idealiștilor le propun să țină post negru mai multe zile și să-mi spună până în ce zi mai e valabilă treaba asta. Și cred că nu trec peste 3. Cu prioritatea iubirea și care e frigiderul. Devine prioritar frigiderul. Și dacă pentru cineva prioritar e sexul, la fel îi spun, ține 3 zile de post negru și povestește-mi după aia. Ce devine prioritar. Ca să vedeți că toate trec pe acolo prin stomac până la urmă. Că e greu când transcenzi momentul stomacului. Dar se poate. Și de asemenea vă ajută. Zicem, voi aveți o misiune personală. Având o misiune personală, în misiunea voastră personală aveți nevoie de anumiți oameni.
în momentul respectiv, poate în care persoanele care vă pot ajuta în misiunea voastră personală, adică în binele vostru. Pe toate planurile. Bun. Cam asta este despre Caruna. Întrebări. Puteți să folosim la această perioadă de 2 zile semnele și pe altcineva? Nu. Se face tot 21 de zile? Tot 21 de zile tot 21 de zile. Se folosim de la Poftim? Da, se pot folosi împreună cu celelalte pe proiect. Care este diferența între frămânuțe și clarvisul? Aia nu ți gândire aici. Nu mă interesează. M-am întrebat despre clarvisul. Unde le avem? Deci aveți semnele cum se trasează pe foi. Nu a vădat foi? Da. Păi unde ați fost? Era afară. Problema voastră. Era afară, era mai de la Cine nu are foi? La revedere, Caruna!